Pacea Domnului Iisus, dragii mei, din Columbia, din orașul Fusagasuga. Apropo, a făcut un film despre orașul ăsta, dacă îl căutați o să-l găsiți neapărat pe canal. Știți că mai am încă un canal, Pastor Vasile Filat, acolo pun filmele pe care le fac din misiune. Deci aici sunt acum am încheiat sesiunea, am predat aici sesiune împreună cu învățătorii mei, cu Mia și Costel Oglicem. Ei au plecat, plec și eu mâine dimineață, dar iată, înainte ca să mă culc, vreau să vă împărtășesc cu istorie care s-a încheiat frumos, cu toate că a fost tare tristă, tristă de tot la început istoria. Și a adus multă durere, însă a adus apoi și bucurie. Ce s-a întâmplat? Deci, iată, o femeie creștină, mamă, a aflat într-o zi că fiica ei a legat prietenie. Fiica ei care mergea la biserică, fiica ei era adolescentă când ei au devenit creștini, dar iată, mergând la... a aflat că fiica ei a legat prietenii cu un băiat. Un băiat nu creștin, bine, a zis el că e dintr-o altă confesiune, dar nu e creștin, nu știe el nimic despre creștinism. Și iată, băiatul ăsta, prietenia lor merge prea departe, femeia a suspectat că ar putea fi ceva rău. Ei, când a încercat să... a pus întrebări mai multe și a dat seama că fata a ajuns prea departe. Fata a ajuns în lucruri rele de tot, lucruri pe care le practică acum tinerii și ei le practică pentru că altfel ei nu știu cum, știți, nu se accepte, pentru a fi acceptați ei, pentru a fi acceptați în cercurile lor, ei practică fel de fel de lucruri mărșave, care generația noastră nici nu a auzit, nici nu știu de ele, iată, ei le aud, le află, le fac, bun, eu nici nu mai vreau să le numesc aici, care sunt lucruri murdare, murdare. Și... deci mama, când o auzit, o lovitură groaznică pentru mama. Mama nici măcar nu mai încercat să-i mai spună tatălui că nici nu știa ce să fac. Deci săptămâni întregi, în mare durere, lacrimi, și-o pierdut somnul, și-o pierdut pofta de mâncare. Cred că undeva de acum se gândea că e pe punctul de a intra într-o depresie, dar așa cumva au ajuns la canalul ăsta, Moldova Creștină. Cred că când atunci când trecea prin, când s-a gândit că e depresie, cumva au ajuns la un video pe care l-a făcut, că aici pe canal sunt mai multe video în care am vorbit despre depresie. Și atunci, după ce a privit filmul, nu știu, cumva a auzit printre sfaturile mele, că eu nu mai știu care video l-a ascultat, dar a ascultat un sfat de-a meu ca să ia un carnet, să ia Biblia și să înceapă să-și analizeze, să fac o analiză la toată situația asta. A pus o zi de post, o postit și în ziua asta de post... am petrecut-o toată ziua cu Biblia, citind Biblia, căutând în Biblie răspuns la problemele ei, problemele care o dor. Și iată, așa a ajuns să citească textul celălalt din cartea Deuteronom, unde spune că părinții trebuie să-și învețe copiii acasă, ziua, noaptea, când pleacă, toate lucrurile să le facă intenționat, foarte intens. Deci au auzit, cred că în video, că eu în multe video am spus despre asta, am spus despre locul ăsta. Apoi, tare mult, i s-a oprit privirea asupra versetului din Efeseni, capitolul 6, versetul 4, unde spune: și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri,
ci crește-ți în învățătura și mustrarea Domnului. Da, fata în tot timpul este gata, fata nici nu vrea să mai asculte, nici nu dorea să mai știe nimic. Fata nebunită după băiatul acela. Și atunci, deci femeia asta și-a dat seama că greșeala mare pe care a făcut-o ea este aceea că nu a învățat-o pe fată din Sfintele Scripturi. Că nu mai văzut la alții. În biserică nu a văzut cineva să facă asta, nu se insistă la asta. Poate se vorbește, dar nu a văzut ea un exemplu frumos când cineva într-o familie să fie pus studiu biblic bine, să studieze Scripturile bine. Dar ea nu a văzut așa ceva nicăieri. Nu, la ei nu erau. Oamenii credeau că dacă își aduc copiii duminică la biserică, atunci gata, asta e suficient. Le ajunge tot și copiii vor fi credincioși buni, aia e suficient. Păi gândiți-vă, cum să fie copiii credincioși buni când ei toată săptămâna sunt îmbibați cu tot felul de rele de peste tot și îl duci pe duminică pe două ore acolo și el cine știe ascultă sau se joacă în telefon și normal, nu poți fi sigur pe asta. Bun, femeia și-a dat seama că ea nu a făcut partea asta. Ea nu și-a învățat fata și nu învăța nici pe ceilalți copii, nu i-a învățat din Sfintele Scripturi, în casa lor nu este rânduiala asta. Și atunci au înțeles că asta e pricina majoră, pentru că fata aceea, chiar dacă vine la biserică, copiilor, chiar dacă vine la biserică, ei nu au cunoștință din Sfintele Scripturi, ei nu-L cunosc pe Dumnezeu personal și ei sunt păgâni. Ei au venit așa la biserică necând, dar ei sunt fără Dumnezeu, fără Hristos, ei nu au cunoștință personală a lui Hristos. Și mama a ajuns să înțeleagă că dacă va insista pe ceea că fata să rupă relația cu băiatul, nu are de câștigat nimic. Fata va rupe relația cu băiatul ăsta, mai ales dacă o gusta de acum imoralitate, o gusta cine știe ce fel de necurății sexuale sau ceva o fi făcut ei, atunci fata de acum altă o să merg la alt bărbat, nu știu, alte lucruri o să facă. Și-o dat seama că nu câștigă nimic dacă face asta. Eu tare mă bucur că o ascultați sfatul. Nu știu din care video ascultați sfatul, că nici eu nu le mai țin socoteala la toate, dar iată, femeia o ascultat sfatul și atunci ea o înțeles că cea mai mare problemă a fetei este că ea nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Că dacă fata va ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu, fata numai decât toate celelalte probleme vor fi rezolvate. Cunoștința adevărată a lui Dumnezeu îi va rezolva toate problemele. O va rupe cu păgânătatea, cu poftele lumești, se va naște din nou, va trăi frumos. Și atunci femeia a început cu un curs care nici măcar nu era legat de problemele care acum au creat toată tulburarea. Femeia și-a dat seama că problemele astea vin de mai înainte, ele au fost semnalate mai înainte. Chiar, de exemplu, fata nu era mulțumită de felul cum arată. Fata era foarte nesigură de ea. Și atunci cred că a devenit victimă la primul băiat care a încercat să o admire sau eu știu ce, eu zis ceva acolo, i-a înflorit urechile și fata, gata, a căzut victimă la primul. Ei, femeia înțelegând că fata ei avea anumite frici că va rămânea singură, frică că nu se va căsători sau cine știe, ea o hotărât să comande manualul acela Eliberarea de frică. Eu tare aș vrea să vi-l arăt, dar acum nu l-am, că nu sunt acasă. Ea a comandat manualul ăsta, Eliberarea de frică, și a comandat și pentru fata ei, dar a comandat și pentru ceilalți copii care au în casă și a vorbit cu soțul și l-a convins pe soț ca să studieze cursul ăsta împreună. Apropo, este un curs foarte bun, Eliberarea de frică, și oamenii au fel de fel de frici acum, război, crize economică, pandemie și așa mai departe. Oamenii tare sunt tulburați de frici. Ăsta e un curs excepțional. Eliberarea de frică, oricine poate să-l studieze și el tocmai așa și este conceput. Sunt 6 lecții, el e conceput ca să fie discutat în grup. Sunt toate textele din Biblie, sunt întrebările și oamenii merg împreună, fac observarea. Nu e nimic complicat și el puteți găsi cursuri de acestea și pe canalul nostru, unde eu conduc și veți vedea. Apropo, unul care este pe canal este ce spune Biblia despre sexualitate. Dar mama n-a început cu asta. N-a început cu asta pentru că fata ar fi înțeles că... Deci nu, mama a început cu aceea care fata chiar era interesată, că eliberarea, fata avea frică, fata are frică și acum are frică, s-a legat cu imoralul ăsta, nu știe ce o să fie mai departe, nu s-o părăsească, stă cu frică. Și mama o invitat să înceapă cursul și au început toți să studieze. În fiecare seară au pus cu toată familia, după cină, se așezau și studiau scripturile împreună. Și au făcut într-o săptămână, au trecut cursul ăsta.
Pentru că dacă facem fiecare zi, atunci într-o săptămână au reușit și l-au făcut cursul. Nu mai știu, o săptămână sau ceva, poate la început le-au luat mai mult, că, mă rog, până când intră în ritm, până când înțeleg cum funcționează cursurile acestea. Dar, deci după ce au făcut cursul respectiv, deci fata a devenit foarte interesată de Sfintele Scripturi. Nu s-a pocăit fata încă, dar a devenit foarte interesată, dorește să știe mai mult. Mama între timp nu întreba nimic. Ce cu băiatul? Cum e cu băiatul? Nimic. Ei studiază Scriptură, discută despre toate afară de băiatul acela. După ce au încheiat cursul ăsta, mama o hotărât să fac un alt curs. Un alt curs care se numește Vrei să fii ucenicul lui Hristos? Plătește prețul. Și pentru ca să înțelegi ce înseamnă cu adevărat să fii ucenicul lui Hristos. Asta este un curs puternic care pe oricare îl atinge tare la inimă. Au studiat cursul ăsta. La cursul ăsta fata și mai mult a devenit îngrijorat. Și apropo, unul din copiii mai mici a hotărât să-L urmeze pe Hristos când au studiat cursul acesta. Soțul a devenit foarte interesat de lucrurile spirituale. Dacă înainte era mai puțin, acum soțul și-a dat seama că el nu ia parte la lucrarea Evangheliei. El a început să le spună la oameni, la servici din Evanghelie, a început să le vorbească, el și-a dat seama, el nu trăiește credința creștină, nu e gata să plătească prețul care trebuie să-l plătească. Deci au făcut cursul ăsta, între timp au comandat altul. Deci ei totdeauna când comandau pentru întreaga familie. Au comandat un alt curs. Au comandat cursul care se numește Cum să faci alegeri pe care să nu le regreți. Și acum cursul ăsta, el intră în area asta care tocmai este dureroasă, de unde s-a început problema. Pentru că în cursul ăsta arată alegeri pe care le-a făcut David, alegerile astea sexuale, în aprinderea lui, aprinderea poftii sexuale, ce a făcut și cu ce s-a sfârșit. Apoi copilul lui David, Absalom, vă amintiți ce a făcut Amnon, acel care a violat-o pe Tamar. Bun, deci toată situația asta. Ei, și fata, făcând cursul ăsta, pentru că deja gata, au intrat într-o rutină frumoasă în familie, o rutină bună au intrat ei, făcând cursul ăsta, fata a început să-și dea seama în ce probleme grave s-au băgat ea. Ea, fata, a început să înțeleagă care sunt consecințele. Și iată, într-o zi, la una din lecții, când stăteau acolo, fata o zis că acolo când spune ce hotărâre ai luat, cumva sunt niște întrebări de aplicare, la sfârșitul fiecare întrebări, fata a zis: Eu am rupt-o cu băiatul ăsta. Gata. Eu am rupt-o cu el și am rupt-o cu felul ăsta de viață. Eu nu vreau să-mi trăiesc viața așa. Mai mult, fata a zis, eu am hotărât să-L urmez pe Domnul Iisus din toată inima. Eu am fost la biserică până acum, eu am venit, dar eu n-am fost ucenic al lui Iisus Hristos. Eu am luat hotărârea să fiu ucenic al lui Iisus Hristos. Așa că eu voi merge duminică, când va face păstorul chemare la pocăință, voi ieși. Și așa și-a făcut fata, duminica a ieșit. Fata s-a înscris la cursuri de cateheză, fata a trecut cursul de cateheză și așa fata s-a botezat. Și acum sunt o familie frumoasă, fata hotărât să-i slujească lui Dumnezeu din toată inima, ba chiar cumva acum vrea să vină fata să învețe și ea la Institutul Biblic, vrea să înceapă studiul biblic cu colegii ei, se gândește poate chiar să intre la școala de misiune, să învețe la școala de misiune, să devină și ea misionară. Dumnezeu a făcut transformarea, Dumnezeu a făcut nașterea din nou. Și acum nu numai, deci un lucru care părea foarte rău la început și părea că o să o distrugă pe femeia asta, pentru că ea și-a pus încrederea în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că a ascultat bunul sfat pe care l-am dat, bunile sfaturi pe care le-am dat pe acest canal, pentru că toate aceste sfaturi le dau din Sfintele Scripturi. Și pentru că femeia a ascultat aceste sfaturi bune pe care le-am dat, femeia și-a câștigat familia pentru Hristos. Acum ei au armonie, au înțelegere, au pace în casă și au hotărât că așa vor face totdeauna. Ei vor păstra disciplina aceasta de a studia Sfintele Scripturi. Nu știu care curs fac ei acum,
Dar sunt multe alte cursuri care ei le pot studia. Iată, de exemplu, este un curs care se numește Cum se zidește o familie trainică. Sau este un alt curs care este intitulat Cerul, Iadul și Viața de după mormânt. Foarte bun curs. Iată, chiar azi am vorbit cu episcopul din Azerbaijan. Am vorbit cu el, ei l-au tradus în limba azeră și la anul voi pleca acolo ca să sunt invitat să predau la o conferință mare unde vor fi invitați toți păstorii ca să facem cursul acesta și apoi păstorii să-l ia, să-l predea în bisericile lor. Apropo, rugați-vă pentru conferința asta care urmează, dar vă zic că este un curs foarte bun. De altfel, iată, acum am fost în Mongolia. În curând va ieși un film și despre Mongolia pe care l-am făcut. Și fiind în Mongolia, am făcut un seminar la care am predat numai o singură lecție din cursul acela, Cerul, Iadul și Viața de după mormânt. Lecția a patra, care e despre ce se întâmplă cu creștinul când moare creștinul, la moartea creștinului, ce se întâmplă, unde se duce sufletul lui, ce mai departe cu sufletul lui. Și când am început lecția, am pus o întrebare la oameni. Am zis, dragii mei, spuneți-mi, vă rog, pe o scară de la 1 la 10, au venit mulți oameni acolo, mulți din oraș, păstori. În Mongolia este o mare trezire spirituală acum. Cer scuze. Este o mare trezire spirituală și, iată, atunci eu la început, înainte ca să încep să le predau lecția, am zis, pe o scară de la 1 la 10, vă rog să indicați cât de mare este frica voastră de moarte. Și i-am întrebat, cât este acolo? Unii mi-au spus 7, 8, 6, 5, 4, 10, diferit. Diferit era frica de moarte, dar nu a fost nimeni să zică 0 la toată lumea, ceva era frica de moarte. Am studiat lecția, am trecut încet prin lecții ca să fiu sigur că ei înțeleg bine cum se folosește manualul ăsta tot și la urmă, de acum, după ce am încheiat lecția, am zis, acum exact aceeași întrebare vă pun din nou, pe o scară de la 1 la 10. Spuneți-mi, vă rog, cât de mare este frica voastră de moarte? Și spre marea lor surprindere, ei, cineva din sală a strigat, zero, altul, zero, 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 tot zero. Nu le venea a crede că în câteva ore, cât am stat noi acolo și am studiat, un studiu biblic, o lecție de studiu biblic, așa o transformare au făcut în caracterul, zice, bă, îți dai seama, eu m-am eliberat de frica de moarte. Eu acum am făcut lecția asta și eu am înțeles care e viitorul meu ca și creștin și eu sunt eliberat de frica de moarte. S-au înscris la Institutul Biblic, din cei care erau acolo, 14 oameni s-au scris. Un păstor a spus că duce la școala Timotei 20 de tineri, când au văzut ce efect are studierea Scripturii, Cuvântului Dumnezeu, ce mare efect are asupra omului atunci când omul crede, îl primește, îl înțelege. Și iată, așa un efect a avut. Așa că, nu știu, poate studiază acum, dar eu le recomand mult să studieze și apoi să treacă la cursuri de acum mai avansate, ca cel pe care îl predau acum, Evanghelia după Matei. Asta e învățătură peste învățătură, asta e curs mult mai profund. Dar familia asta va avea numai binecuvântare. Credința lor va crește continuu, dragostea va crește, relațiile între ei și nu vor mai sta cu dureri cum au avut-o atunci când fata, iată, a plecat în lume, pentru că fata, de fapt, nu primise nicio învățătură creștină, fiind într-o familie creștină, fiind într-o biserică creștină, ea nu a interacționat în profunzime cu învățătura asta, ea nu a. De aceea, dragi părinți, eu vă dau acum un îndemn. Ca să nu se ajungă, să nu ajungeți în probleme. Deci, iată, azi noi, în timp ce studiam predica de pe munte aici cu toți studenții care au venit la sesiunea predica de pe munte aici în Columbia, când făceam aplicare, am întrebat cine și ce îngrijorări are. Și cineva a zis, sunt îngrijorat ca nu cumva copiii să plece în lume. Păi vreau să vă zic că dacă pe copii învățăm scripturile bine, atunci e foarte mare probabilitatea că ei nu vor pleca. Normal că alegerea este a lor totdeauna. Dacă noi învățăm din Scripturi, atunci ei pur și simplu devin victime. Devin victime la ceea ce se întâmplă. Cum fata asta a devenit victimă? Fata asta a devenit victimă. Ea a vrut să placă colegilor de la școală, a vrut să placă altora, a vrut să fie acceptată, avea frică că va rămâne singură, avea frică că nu arată bine, nu știu ce. Și iată, așa fata asta avea să-și distrugă viața de tot dacă nu venea la Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, dragi părinți, nu mai amânați deloc.
chiar azi faceți rost de manualele acestea sau dacă nu vreți manuale, măcar începeți să citiți Biblia, dar puneți disciplină. Partea interesantă este că manualul ăsta vă ajută să aveți o discuție foarte interesantă și chiar să învățați, să intrați profund în subiect. Dar dacă nu aveți manuale sau până vin manualele, până voi le comandați manualele, începeți să citiți Evanghelia, citiți un capitol și pur și simplu discutați, meditați pe marginea capitolului ăsta cu familia, dar puneți disciplina asta ca să o aveți în fiecare seară. Dacă când vor veni manualele, atunci veți vedea voi ce efect mare va avea asupra copiilor voștri. Asta e sfatul pe care vi-l dau și care îl dau și îl repet. Și apropo, vreau să știți că eu sfatul ăsta nu-l dau din pod. Noi cu soția mea, noi așa am făcut cu copiii noștri. Noi, pe copiii noștri, am învățat din Sfintele Scripturi. Am studiat cu ei, cred că, toate manualele astea de studiu biblic inductiv. Pentru că în fiecare seară, după ce luam cina, rămâneam la masă, studiam, discutam. Uneori putea discuția să se lungească și copiii, la copii era interesant. Puneau întrebări. Totdeauna am avut o părtășie foarte frumoasă. Ne desfătam de timpul care îl aveam împreună. Și acum ne desfătăm toți de timpul care îl avem împreună, dar relația asta frumoasă a noastră, care o avem cu ei, o crescut în jurul Scripturilor. Și așa de tare mă bucur să văd că și Tica cu Serghei exact așa fac. Ei studiază Scripturile împreună, David cu Jessica tot așa, așa învață pe nepoței noștri. Acum ne rugăm exact așa să facă și Daniel cu Nicoleta și credem că așa va face, pentru că Nicoleta, logodnica lui Daniel, este o fată deosebită, o creștină deosebită, care îl iubește pe Dumnezeu, studiază Scripturile profund și credem că exact așa va fi și în casa lor și așa ne rugăm, pentru că știm că atunci pacea, liniștea, bucuria, fericirea le vor fi asigurate. Dumnezeu să vă dea înțelepciune să faceți și dumneavoastră așa și Dumnezeu să-i dea multă bucurie femeii care, iată, din istoria care v-am povestit-o. Iar acele femei care, sau acei părinți care acum trec prin astfel de probleme, au probleme mari și grave cu copiilor, procedați după înțelepciunea femeii care, despre care v-am spus. Faceți și voi așa. Mai ascultați odată video. Faceți și voi. Puneți-vă și voi ziua asta de o zi să postiți. Ascultați video care le-am făcut aici pe canal. Puneți o zi să postiți. Identificați care sunt pricinile. De ce s-a întâmplat ceea ce se întâmplă la voi în familie, și apoi ajutați-i pe copiii voștri să-L cunoască pe Dumnezeu. Dacă vă reușește să-i ajutați să-L cunoască pe Dumnezeu, credeți-mă, toate celelalte probleme se vor rezolva și se vor rezolva ușor. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți o zi frumoasă sau noapte bună, dacă cumva ascultați târziu ca și mine, iată și eu tot merg să mă culc. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fiți totdeauna plini de bucuria mântuirii.